Printre cei 16 parlamentari ai Uniunii Salvați România care au participat la protestele organizate în Parlamentul României s-a numărat și deputatul romașcan Iulian Bulai, membru al acestei formațiuni politice. Cu o zi înainte, deputatul a participat la mitingul din prima seară de proteste de la Romani. Nu putem să ne prefacem că ieri seară nu s-a întâmplat nimic. Guvernul Grindeanu a emis două ordonanțe de urgență care subminează statul de drept. Noi, parlamentarii USR, atât deputații cât și senatorii, protestăm în plenul Camerei Deputaților, ocupând prezidiul sălii în semn de solidaritate cu oamenii care protestează în țară. Oglindim protestele din țară la nivel de parlament. Suntem portavocea oamenilor care cred că aceste două ordonanțe aruncă România cu 13 ani în timp, ne întoarcem în epoca Anastase, ne abatem de la parcursul european, de aceea măsuri extreme au nevoie de reacții extreme. Aceasta este atitudinea parlamentarilor USR de a împiedica cu orice mijloace ca aceste două ordonanțe de urgență ale guvernului să intre în vigoare. Acestea fiind spuse, vom ocupa prezidiul pe o perioadă nedeterminată. În seara asta vom rămâne aici mai mulți parlamentari USR, vom face curândul și pe cât se poate vom încerca să blocăm activitatea Parlamentului până când guvernul Grindeanu va retrage aceste două ordonanțe de urgență care au fost emise într-un mod mișeresc în toi nopții ieri seară. Suntem aici solidari cu lumea, suntem aici pentru statul de drept, suntem aici pentru... Deputatul Iulian Bulai a intrat în Parlamentul României la redistribuire. El este cunoscut acasă mai mult prin aparițiile sale publice atunci când se îmbracă în costum național, așa cum a făcut-o de Ziua Unirii. Parlamentarul romașcan a declarat că seria protestelor prin care blochează activitatea Parlamentului va continua pe durată nedeterminată până când guvernul PSD își va retrage ordonanțele de amnistie și grațiere.